Salutare tuturor și bine ați venit la un nou podcast Marca în gura lupului, podcast produs de Cinematica Media Solutions și podcast care se poate viziona atât pe YouTube, cât și pe toate rețelele sociale, dar să nu uităm și de televiziunile clasice, se poate vedea pe Tele Moldova Plus, atât în România cât și în Republica Moldova. Astăzi vom discuta niște teme legate de construcții, infrastructura Bucureștiului în special. Vom vorbi despre tot ceea ce înseamnă viața noastră de oameni într-o societate în care politica nu face decât să distrugă. Și am alături de mine pe doi specialiști în domeniul topometriei și a cadastrului. Și astăzi l-am alături de mine pe Mircea Rândașu și pe Adrian Oprea. Salutare și bine ați venit la podcastul În gura lupului. Bine te-am găsit și mulțumim de invitație. Deci voi sunteți cadastriști pe românește. Cadastriști pe românește, ingineri geodezi, ingineri ca funcție, ca meserie. Cum ca încadrare. Ca încadrare într-o meserie, da. Ingineri geodezi. Se mai numea pe vremuri topograf, topometru, topometrist, topoleo. Deci da, voi, în general, ca să-și înțeleagă toată lumea, cadastrist, că toată lumea auzi de un cadastrist. Deci voi tot timpul aveți niște planuri în cap și tot timpul când visați noaptea vă gândiți la cum e încadrată casa, cum e încadrat spațiu. Cum e așezată pe teren. Da. Da. Cum deci o încadrează pe un teren, acolo intră pe partea de arhitectură. Acolo arhitectul gândește cum o poziționează. Dar ca și plan, voi îl aveți ca în cap. Ca și plan, da. Ce se ocupă această meserie? Se ocupă cu tot ce înseamnă de măsurători topografice, da? Pentru drumuri, munți, păduri, case, clădiri. Deci dacă vreau să-mi fac și eu o casă, nu scap de voi. Păi aș putea să zic așa. Noi suntem teoretic, și o să revin asupra acestui cuvânt, noi suntem teoretic persoanele cu care se începe o lucrare de construcții și persoanele cu care se termină o lucrare de construcții. Deci voi sunteți începutul. Cu noi începi. De ce? Noi îți arătăm unde să pui acea construcție pe un teren, da? Și cu noi termini după ce ți-am pus-o în cartea funciară și ți-am înmânat niște hârtii în care acea construcție a fost luată în evidență de către oficiul de cadastru și primărie și toate cele. Eu sunt un cetățean, o persoană fizică care s-a hotărât să-și facă o casă. Ok. Primul pas care? Să-mi cumpăr un teren. Corect. Corect. Îmi cumpăr terenul. Okay. După ce îmi cumpăr terenul, trebuie să... Ai greșit. Ai greșit. Nu-ți cumperi terenul. Găsești terenul și ca să fii sigur că nu ești păcălit... Ne dai un telefon. Ne sun pe noi. Nu. Și spun și de ce. Avem cazuri în care omul știe că terenul are, să zicem, la intrare pe Bragadiru, pe prima stradă pe dreapta, pe partea dreapta străzii, și terenul de fapt este la intrare în Bragadiru, tot pe prima stradă, dar e în fundul străzii. Avem un coleg, deci avem un coleg. Care e topometrist. Cadastrist. Da. Și a pățit-o. Să zicem. Nu ne-a sunat. Nu e topograf și el, are și tot o firmă de topografie. Da, știe cu ce să mănâncă domeniul ăsta, că și el a tot pățit. De ce nu e inginer geodez? Deci, și când și-a cumpărat terenul, s-a dus singur. Bun, deci îmi iau terenul, da? De la 2 metri. Îți găsești terenul. Am găsit terenul, m-am consultat cu voi, l-am luat. Pe noi ne chem, în momentul în care te-ai hotărât și cu acordul vânzătorului, să vezi unde pică terenul, la unde e poziționat. Noi venim și să confirmăm amplasamentul că e acolo unde ți-a indicat și agentul imobiliar sau... Îți eliberăm o hârtie în sensul ăsta, să merge procedura de trasare, înțărușare, care este un act premergător, un act pe care tu îl vei folosi, da? La eliberarea autorizației de construire. Obligatoriu. La tot dosarul proces verbal de țărușare teren. Adică în dosarul. Adică eu unul mi-asum că tu ai făcut, ai tăi, o să spui bine casă. Ok, da? Deci sunteți absolut necesari. Pasul următor este să îmi fac o casă. Cum e procedura? Deci prima oară bănuiesc găsesc un arhitect cum mi-ar place mie să fac casă. Okay. Aici intri în bucătăria arhitecților. Te duci cu vrei futuristică, vrei... El face tot planul cu capcoadă. De la, cu turnulețe, vrei cu coloane. Aia e treaba lui, ce bucătăria lui. El îți face tot ce înseamnă proiectare, planșe,
structură, avize, el se ocupă de partea asta. Aici e bucătăria lor. Poți să te duci și tu, el îți pune dosarul în brațe și să-ți începi tu să-ți iei aviz, să te-l pui la primărie. Doar că să te împiedici de multe lucruri pe care ei le știu, că e normal, e bucătăria lor. După ce ți-ai luat autorizația de construire, iar vii la noi și ne rogi sau ne... Noi te ajutăm să pui, amplasezi casa în teren. De ce? Așa cum a gândit o arhitect. Așa cum a gândit, ca poziție, ca orientare cardinală, da? Ca să se poată apuca constructorul să ți-o facă, să ți-o construiesc. Ok. Da? Aici, iar e un domeniu în care noi iar nu suntem chemați. De ce? Că mulți nu vor să plătească un topograf. Pentru că tu trebuie, de fapt, să o vezi cam cum e încadrată, ce limite are, ce înălțime are și așa mai departe. Nu neapărat înălțime, eu trebuie să-ți o așez pe terenul tău cum vine terenul tău. Da? În funcție de ce mi-a prezentat mie arhitectul. Mi-a dat un plan de situație, se numește. Pe planul de situație, el îți prevede absolut orice o să ai tu în curtea aia. De la garaj, dale de beton, spații verzi, piscină, cotețul la câine, pubelele de gunoi, cum se scurge apa care după casă când se scurge se duce în canalizare. Da. Tot. Se calculează absolut, da? Tot. Absolut tot. Arhitectul se face. Proiectarea arhitectului. Da? Și noi trebuie să venim. Noi ești persoana care se asigură că viziunea arhitectului se pune în viața reală. Da, noi trebuie să o punem pe teren. Să o puneți pe teren. Da? Și aici noi, din păcate, nu suntem chemați. Pentru că meseria noastră nu e văzută atât de bine cât ar trebui să fie văzută. Ca un arhitect, tot timpul știi de arhitect, știi de construcție. Da, de cele mai multe ori arhitecții, pe noi ne solicită să le facem niște planuri speciale pentru arhitectură. Să vadă cotele terenului, adică să vadă dacă e inclinat terenul, în ce direcție e inclinat și așa mai departe. Sau să vadă dacă sunt construcții pe lângă terenul tău, să vadă cât se pot ridica cu acea construcție a ta. Da? Că poate n-ai voie să-l depășești pe vecinul. Sunt tot felul de reglementări. Arhitecții ne caută pe noi pentru chestia asta. Bineînțeles, cu acordul tău, domnule, am nevoie, se numește plan topografic altimetric. Dar noi îi dăm niște cote ale terenului altimetric. După ce tu ai autorizația, ai luat legătura și cu un constructor, teoretic, ori constructorul ar trebui să-și aducă un topograf al lui, unul ca noi, da? Ori are un angajat permanent topograf, mai sunt și firme de construcții care au topografe, da? Și asta ar trebui să facă el. Să-ți amplaseze ori axele construcției pe teren, ori basic, da? Ca să vadă oricine unde ar trebui să înceapă să pe patru puncte alea sau șase pe cât normal are construcția. Teoretic cu colțurile nu prea e ok. Că acolo ai erori, ai greșeli, poți să faci la pe parte de execuție. Normal, clasic, axele construcției, el de la axe știe că e stânga 15, dreapta 15, față 15. După aia e ușor. Trebuie să-și amplasezi. Da. Primul pas. Da. Altfel ți-e casa strâmbă, am și văzut multe corect astfel de lucruri. Pasul 2. Ți-a turnat prima placă. Pe placa respectivă, iar trebuie să ne chem pe noi. Acum eu spun, nu spun că cei care fac execuția, tot ce ține de construcție aici, fierar, dulghieri, salahori, nu știu să îți pună ție cărămizile și stâlpii. Dar dacă pleacă cu stâlpul strâmb, sau dacă îl dă mai încolo 7 cm și nu mai e colinear cu ăla din spatele lui, ce îi face atunci? Îți spun eu, ai soluție și pentru aia. Se taie, se dă gaură în beton, se prinde cu ancoră chimică, în cobară de fier și pleci mai departe cu stâlpul. Într-un caz fericit. Da. Dar nu e mai simplu să ne mai chem o dată pe noi și noi să-ți dăm iară axele alea pe placa aia și tu doar iei rața, cum se zice, e o sfoară cu carmin pe ea, da? Și îți dai cretă și dai drumul și să rămâne drumul. Nu, este un aparat și are o cretă albastră pe ea. Ori cretă albastră, ori cretă roșie, diferente culori. Și îți face linia acolo. Da. Știu, am văzut. Și ți-ai trasat liniile și știi unde să pui cărămida, unde să vii cu toate cele. Și după aia se termină toată construcția, e la gata, mai trebuie să mai veniți? Când se termină construcția, nu. Pentru că tu mai ai niște pași de făcut aici, trebuie să ții recepția. Okay. Când tu ți-ai închis recepția, noi trebuie să venim iară la tine, îți măsurăm construcția cum a fost executată, că
aici mai intervin niște erori. Noi am trasat, de exemplu, cam proiect axele și ea a rezultat 100 de metri. Dacă se pune polistiren pe ea de 10 cm, nu o să mai aibă 100 de metri la sol. Uh-huh. O să aibă 106. Normal. Și trebuie măsurată. Că e mai bine să mai măsur o dată, că nu... După ce am măsurat-o noi ultima oară, etapa asta, după ce ai închis tu recepția, nu trebuie să-ți dăm ție un plan care trebuie să-ți la primărie. Prima oară trebuie să-ți dea încă o hârtie prin care noi putem să-ți facem un dosărel, îl înaintăm către oficiu de cadastru și îți recepționăm în cartea funciară construcția pe care... Și am scăpat după aia. Și ai scăpat. Dar am sărit peste niște pași. Cei mai grei pași, de fapt, sunt până primești autorizația de construcție. Că știu că dai totul să faci un certificat de urbanism în care ți se specifică ce procent de ocupare al terenului, adică corect, potul, ce cuta ai și așa mai departe. Da, cu eficiența de utilizare. De utilizare al terenului. Și după care te lovești de foarte multe avize. Că trebuie să ai avize de la mediu, de la ape, de la gaz, de la toate lucrurile astea. Depinde foarte mult și unde e terenul amplasat ca poziție. Bănesc în București ești mai multe, zone speciale sau zone... nu știu, cu regim special, ai mai multe avize de luat. Dacă ai, de exemplu, ești lângă un parc, care parcul ăla e în, nu știu, patrimoniu UNESCO, dau un exemplu, sau e un parc special, un parc care are un anumit statut, trebuie să-ți iei, de exemplu, de la mediu un aviz. Eu ca vânzător, ca cumpărător, pardon, am de unde să știu ce tip de teren cumpăr? Da. Pentru că eu îl cumpăr, îmi zice omul că se poate construi și mă trezesc după aia la vize că nu pot să-l construiesc. Cel mai simplu e să-l pui pe proprietar să-ți solicite, bineînțeles, să-i plătești tu taxele sau ce trebuie să facă, să solicite un certificat de urbanism pentru informare. Pentru terenul respectiv. Păi trebuie să verific tot eu la toate avizele astea. Că poate mediul nu dă aviz favorabil să-mi construiesc acolo. Asta îți va spune arhitectura. Ei se ocupă de partea de, de cele mai multe ori, de fapt. Că nu știu dacă intră neapărat în atribuția, nu știu, atribuțiilor specifice capcat. Dar știu că de cel mai multe ori ei se ocupă de partea asta, de tot ce înseamnă avize. Da? Niște oameni specializați pe așa ceva, care știu mersul lucrurilor peste tot. Bă, la primărie îmi trebuie uiata dosarul, mediu îmi trebuie un dosarul mai mic, la cultură îmi trebuie dosarul și mai mic. Sau, nu știu, depinde de proiect, de ce vrei să faci. Ce materiale cred că folosești? Cred că contează foarte mult. Deci e o procedură foarte complicată. Am putea să o simplificăm cumva? Ar merita simplificată? Partea de autorizare? Tot, cap-coadă. Da, dacă toate entitățile astea care emit avize s-ar uni într-o platformă electronică. Hai să... 30 de ani. Eu văd că e singura variantă. În platforma asta electronică, eu știu că am de luat 6 avize. Fiecare aviz în parte are anumite documente. Eu le încarc toate documentele alea. La fiecare în parte. Nu mă mai duc la ei. Îmi răspund aici. Primez mesaj de la mediu, de la cultură, de la ape, de la electricitate, de la Enel. Mi le-am printat sau le descarc. Le trimit mai departe. Ce părere ai de legea aia? Am auzit că este o lege prin care, nu știu dacă s-a intrat sau nu a intrat în vigoare, prin care eu pot construi o casă până în 120 de metri pătrați parcă sau 100 de metri pătrați fără nicio autorizație, dacă e numai parter. A intrat în vigoare? Fundație. Fundație cu tot. Deci doar notifici primăria că ți-ai făcut casa sau că o să o faci și nu trebuie să mai faci nicio autorizație, nimic, nimic, nimic. Condiția este să fie în mediul rural. Nu am auzit că este astfel de lege. Posibil. No, eu n-am auzit. A discutat-o și au răs discutat-o. N-am auzit nicio. Nici eu n-am auzit. Nu spun că nu există. O fi, dar nu am cunoștință de ea. Și mai era o chestie interesantă. Am tot văzut că apar în foarte multe cărți fungiare casă fără acte, casă fără acte, casă fără acte. Ce înseamnă asta? Nu are acte, nu are autorizație. Și poate să-ți facă ceva? Nu are recepție, că poate a avut autorizație. Poate să-ți facă ceva, să primești amendă, că deja ești în cartea funciară. Există o prevedere în legea 50, dacă nu mă înșel, unde dacă tu declari că ai făcut-o cu mai mult de 3 ani în urmă de când faci declarația, ai scutit amendă. Nu mai poți să-ți dea amendă. Că se prescrie fapta. Trebuie să clarificăm. Legea 50 pe 91. Bine, cu completările ulterioare, 2020, completat, cred că ultima actualizată 2020. Și așa mai departe. Da? Legea 50.
Adică declar că ai făcut o cât 200 în 2020. Mai clar că ai făcut în 2019. Nu, că nu mai are cum. Te pune, te pune să faci o procedură de intrare în legalitate, dar nu te pun ei, o să te obligi tu să o faci, pentru că tu mâine o să vrei să vinzi terenul ăla cu casa aia. Și eu dacă văd că e fără act, eu nu pot să o ți-o cumpăr. Sau o ți-o cumpăr, dar îți dau 15% din valoare. Da, astăzi am avut o problemă cu un client, mi-e și amic, și are un teren, imobil teren, cu o construcție fără act. Apare pe planul cadastral, dar la situația din cartea funciară, fără act. Și a spus notarul, eu nu fac tranzacția asta. Prima oară intră în legalitate cu ea, vali. Nu pot să cred. Da, și a spus notarul că nu fac. Prima și a refuzat într-o bază legală? Nu știu asta. Notarul i-a refuzat tranzacția. Poate în favoarea cumpărătorului, ca să nu și-o ia. Păi de ce? Poți să scrii. Pe teren există o construcție fără acte de proprietate. Scrie în carte, în extrasul de carte. Foarte interesant. Da, dar poți să scrii un antecontract. Eu de la tine cumpăr teren, da? Pe care se află edificată o construcție, fără acte de proprietate. Și nu, ți-ai asumat. Semnăm amândoi, semnezi și tu. Nu văd de ce. Nu știu, o fi, poate... Notarul a avut ceva în spate, o legislație în spate, dar a putut să refuze. Dar aș vrea să rămân aici, înainte să trecem la alte subiecte. Sunt foarte curios ce sugestii ai tu pentru a îmbunătăți toate problemele astea de topografie, topometrie, construcție și așa mai departe. În primul rând, și în primul rând, să fim un pic luați mai mult în serios. Fără miște vorbesc. Foarte serios vorbesc. Nu suntem luați deloc în serios. Toată lumea au impresia că noi suntem aici doar să le facem 3 hârtii repede și să le luăm niște bani. Din punctul meu de vedere, nu suntem deloc bine văzuți. Nu că nu suntem bine văzuți ca specialiști. Nu suntem bine văzuți ca... cum să le zic eu? Ca experți în domeniul ăsta. Și că suntem un musai pentru ei, un must have, un lucru obligatoriu pentru ei. Dar pe lângă că ești topometrist și dacă... Și toți cunosc o poveste, scuză-mă că te întrerup, da. Toți cunosc o poveste că un prieten dau un prieten dau un prieten și a cumpărat un teren și a construit o casă pe terenul altul. Toată lumea trebuie să știe o poveste de genul ăsta. Sau că a zis... Trăit-o. Da? Sau că știa că terenul lui... E în Bragadirul, pe prima stradă, pe dreapta, la începutul străzii, dar de fapt el era în fundul străzii. De ce? Că n-a chemat când și-a cumpărat terenul la un cadastrist să-i pună 4 puncte. A făcut economie de 400 de lei sau de 500 de lei sau de 1000 de lei. Nu contează câți. Dacă nu-i la o avere să-i pună 4 puncte în teren. Da? Mulți nu înțeleg că noi dăm o hârtie, luăm niște bani pentru că ne asumăm ceea ce facem acolo. Da? Da. Că ți arăt alea 4 puncte, da? Eu eliberez o hârtie cu o factură în spate, da? Și îți garantez că terenul tău e acolo. În niște toleranțe anumite de regulament și de legea pe care avizăm noi, da? Dar asta provine și din faptul că la documentarea cadastrului în România, chiar așa era cum a spus, îți dădea o hârtie și spre fericirea lor și spre ghinionul nostru, cei de acum, așa era, lua o grămadă de bani. Pentru că cunosc persoane care au făcut cadastru în 1999, când s-a început să aplice legea, în iunie, mai sau iunie 99. Și erau la modul, ne-a cerut să ofertă să intabulăm hala asta. Câți bani să-i luăm? Nu aveam ideea de preț. Nu aveam noțiuni, că nu știau. Nu... Ceri 500 de dolari. Nu exista euro 99. Și a plătit și se gândea beneficiarul. Mă gândeam că va costa mai mult. Și când au auzit așa, la început, în anul 99 și în 2000, așa erau prețurile. Deci nu-și facea cadastru. Și sau mai venea proprietarul, cum s-a întâmplat și aici pe lângă București, unul din primele numere cadastrale, acordat în București, în altă localitate, a venit cu actele la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, a venit cu actele și a zis... Vreau să-mi dați, să-mi faceți să-mi dați număr cadastral. Eu nu plec de aici astăzi până nu dați număr cadastral. Și așa s-a dat primul număr cadastral într-un anume OCPI. Scurtă poveste istorică.
Deci, vorbind de bani și vorbind și de, de cadastru, pe lângă faptul că vă faceți meseria asta, majoritatea au biroul lor personal, biroul propriu. Și bănuiesc că are niște angajați, trebuie să plătească niște taxe. Și acum s-au lovit de măsurile fiscale, noi. Încă nu. Urmează. Noi intrăm tot pe același cod de construcții. Încă nu ne-a afectat. Ce ne-a afectat e doar partea de cifră de afaceri. Ne-a crescut de la 1% la 3%. Dar partea de impozitare încă nu ne-a modificat ce înseamnă grila de salarizare cu impozitare. Să ne adauge aia 10% care noi eram scutiți de. Dar urmează să ne ia și... Spune că sunt cele mai proaste măsuri fiscale și etc. etc. Și după care mai vine și cu chestia asta, că trebuie să le modificăm, domnule. Pentru că nu putem să luăm un astfel de la companiile mari. Păi și n-ai văzut cu cine? Cu Coca-Cola, ce a făcut? Gentleman Agreement, auzi? Da. Pe banii mei și ai tăi și pe ai noștri, pe banii noștri a și făcut Gentleman Agreement. Și acum iar e în discuție să modifice ăia 1% la firmele care au peste 50 de milioane de euro. Păi asta am zis, da. Deci unul asta vor să-l scoată complet, nu modifice, să-l scoată. Le ia banii, dar le dă înapoi ca ajutor de stat pentru investiții. Păi și ăia nu mai sunt impozitați? Adică le ia pe parte de pe alta. Ăia nu mai sunt impozitați? Nu. Nu, le ia banii. Deci nu poți să faci un business să nu mai plătești impozit pe business. Ba nu, asta era o taxă. Deci care e șmecheria? Tu plătești impozit pe profit la firmele mari, da? Ok. Bun. Dar marile companii ce fac? Nu au profit. Poate au profit foarte mic, sunt exact la pragul ăla. Bun. Și după care ei nu plătesc nimic impozit în România. Pentru că au francize, au nu știu ce și plătesc, de obicei toate le plătesc în Islanda. Și ce s-a gândit Ciolacu? Bă, hai să le băgăm 1%. Pe venit. Nu, pe cifra de afaceri. Pe cifra de afaceri. Ah, ce? Bun. Și ghiți ce? Nu le mai bagă. S-a supărat pe noi. Deci gândește-te că 60, mă uit exact, 60 ceva la asta, aproape 70% din impozitul care vine la statul român e de la companiile mici și mijlocii. Da, știu. Și de la companiile mari nu vin. Că să-ți îți fac pe foaie o chestie. Nu am vrut, dar hai să o dăm așa. La noi în domeniu e așa. Noi avem o scutire de 10% la CAS. Uh-huh. 10% ăștia, de fapt, ce reprezintă? Reprezintă scutirea angajatului de plată ca impozit pe salariu. 10%. Ok. Adică, la mine un angajat în domeniul meu, minim, eu trebuie să-i dau lui 3150 de lei. Nu pot să-i dau mai puțin de atât. Okay. Asta înseamnă, normal. Asta e net, înseamnă că brut trebuie să ia 4000. Da? Atâta e la mine în domeniu. Nu pot, sub 4000 brut eu nu pot să-l încadrez. Normal. Da? Bun. Ei ce au vrut să facă la noi? Pentru că au văzut că noi facem bani mulți de tot în construcții, în regimul construcției. Am făcut, nu-ți exagerez, anul trecut și anul ăsta am avut cifra de afaceri de vreo 20 de milioane de lei. Deci am făcut foarte mulți bani. Mm-hmm. Îți vorbiți de aia că nu sunt publice. Da, adică, lumea nu înțelege că una e cifra de afaceri, da, și una e profitul. Da. Al diametral opus. Și ce au vrut să facă? Au vrut să ne oblige să mărim salariul de la 4000 la 4500 și să-i bage pe ăștia 10%. Dar înainte să intre pe ordinea de zi în discuție problema asta pe construcții, unul care cred că s-a gândit și el să facă un calcul matematic și a dat seama că angajatul nu va mai lua 3150, va lua 3090 de lei. Adică îi lua și lui din bani. Da. Și stai așa, nu mai băgăm la discuție, stai să o mai gândim. Și o să fac altceva. Nu o să mai mă pună să fac 4500, o să mă pună să fac 4700. Ca să-i rămână tot 3150 lui ăla și să iau aia 10%. Eu acum te întreb pe tine că poate ai fost sau vrei vreodată să devii antreprenor. Ăștia 10% ce faci cu ei? Merg la buget. Deci, de unde? Ce faci? Îi iei de la ăsta și îi dai la stat sau îi dai tu de la tine că vrei să ții omul în continuare lângă statul tine? Român, prin inteligența lui magică, nu face decât să distrugă orice spirit de antreprenoriat. Păi în momentul în care eu vreau să-mi deschid, că mulți consideră că prima oară, ca să faci o profesie, să deschizi un PFA. Și după aia, ulterior, dacă prinzi anvergură și începi să-ți asumi un risc, faci un SRL, ai angajat și așa mai departe. Depinde. Da. În fine. Ideea e că pe PFA, ce urmează după noile măsuri fiscale, e dezastros.
Deci nu mai plătești cât plăteai pe un plafon, era 12-24 de salarii minime, plăteai 10% CSS-ul, plătești până la 60 de salarii minime. Plătești CSS-ul, plătești toate astea. Și atunci, ca ai pe FEA să ești ca angajat undeva, aceleași taxe le plătești la stat. Dar vă întreb eu așa puțin. Pentru ce îl distrugi pe săracul om care e la început de drum? Sau care e angajat sau așa mai departe? Și de ce nu dai marile corporații care și așa își bat joc de noi? Păi ne-a spus domnul prim-ministru, cel mai recent, domnul Ciolacu, ne-a spus că se scot foarte mulți bani din societăți comerciale pe dividende, care sunt cheltuiți în piața neagră, pe droguri și pe alte prostii pentru copii. Cea mai mare inepție posibilă. Evident. Cea mai mare inepție. Dar să-ți mai spun una nouă, care e băgată acum de curând. Vreau să scot și 100 de mii de lei din firma mea, da? Care muncesc și trag la ea ca bou la jug și îl trag căruța și în căruța și 20 de tone de cereale și așa. Și vreau și să-mi iau 100 de mii de lei. La 100 de mii de lei, da, eu trebuie să dau la stat 8%. Evident. Da. Mi-am luat dividend. După ce am dat 8%, da, să zicem că dau 108.000 ca să fie rotund. Din ăștia 100 de mii care îmi iau eu rândașul, că eu am trudit pentru firma asta, eu mi-am spart creier, eu m-am dus, am pupat în cur clienții, eu m-am dus și m-am milogit și m-am rugat să-mi plătească facturi emise. Adică nu, ca să înțeleagă toată lumea. Deci tu ai făcut un serviciu. Da, și pe aia m-am rugat să-mi iau banii pentru serviciu. Aia nu înțelege multă lume, dar îmi doresc ca foarte mult să ajungă antreprenor ca să înțeleagă ce înseamnă să fie antreprenor. Da? La ăștia 100 de mii, eu mai plătesc 10% la stat. Da. Mi-a venit mie bani în cont. Păi n-am plătit toată 8%. De ce mai mii încă o dată? Știi 10? De ce? Știi de ce? Pentru că nimeni nu se ridică să țipe, să nu țipe. Da. Dar măcar să bată și el acolo. Bă, domnule, normal așa ceva. Că îți duce unul, îți duc 10, îți duc 100, îți duc 1000, îți duc 1 milion. Când se duc 1 milion, parcă e altceva. Pentru că noi acceptăm. Am acceptat și cu crița energetică, am acceptat și cu taxele mai nou. Le acceptăm pe toate. Și, băi, e normal să plătești taxe, dar să primești și tu ceva înapoi. Să primești la un nivel la care tu cotizezi. Am avut 1% până, cred că acum, începe de la 1 octombrie, a început, cu 3% la IMM-uri. 1 noiembrie. A, 1 noiembrie, da. Am avut 1% pe cifră de afaceri. Acum. Păi, da. Și fii atent că ce am observat foarte interesant e că ei atacă în mod direct industriile în care se câștigă cel mai bine. IT, și industriile care merg bine. Construcții. Și au revenit în ultimii 10 ani, da. Și au început să meargă. Da. Da? Construcții, ok. Cu dragul lui, băi, sincer, cu tot respectul față de el. Chestia asta a făcut-o bine. Pe partea asta, Dragnea, că a dat ordonanța asta. Bă, a ajutat multă lume. Cu 1%? Nu cu 1%, cu scutirea aia de 10%. Scutirea aia de 10%. Aia. Da. Scutirea aia, de fapt, e o scutire, ți-am spus, nu plătești impozit pe venitul pe care l-ai. Te-a luat scutit de impozit. Da, că normal. Din 4.000 e 3.150. Dacă la 3.150 mai dai încă 300 de lei și ceva, le-ai 2.850 de lei. Păi ce faci cu 2.850 de lei? Că nu mai faci nimic. Păi de ce? Zic. Da, lipsa asta de specialiști și făcutul ăsta după urechi e dezastros. Și dacă te uiți așa în politica românească, politicienii mai vechi, chiar dacă toată lumea înjura, erau puțin mai breji decât ăștia. Pentru că ăștia sunt, de fapt, cei care țineau gențile vechilor politicieni. Și dacă trendul ăsta este descendent, oare ce-o fi peste 10 ani? Pun și o întrebare. Peste 10 ani ce facem? Stingem lumina, plecăm? Multă lume vrea să plece. Tu povesteai că ai fost plecat în străinătate. Perioada scurtă de timp. Totuși n-a fost la fel ca în țară. N-a fost la fel ca în țară. Niciodată nu e ca la tine în țară, indiferent ce naționalitate ai avea. Întotdeauna e greu, e grea adaptare. Și da. Aici ține odată de mediul în care mergi acolo. De exemplu, eu am plecat din București, din capitala României, așa bună, rea cum e ea, am plecat în Germania, în mediul rural. O fi Germania, dar tot la țară e. Și contează și jobul pe care l-ai. Eu am schimbat domeniul în Germania. Foarte greu.
Adică de la muncă de birou și muncă tehnică la muncă fizică. Nu am reușit să plec pe domeniul meu. Încă nu aveam studiile terminate atunci. Nu aveam cum să merg în topografie acolo. Și am plecat la o muncă mai de jos. Nicio rușine. Dar odată nu m-am putut adapta la efortul fizic și nu m-am putut adapta în general eu la stilul de viață nemțesc. E adevărat că nemții sunt așa mai sobri, dar din punctul de vedere, Germania funcționează mai bine ca România? Funcționează, cred că, cel mai bine din toată Europa, sincer. Dar totuși n-ai stat acolo. Ca și societate, ca și... Nu, nu. Ca și mediu de viață. Acum, ca să spun și... Da, și partea asta, dacă aș reuși oarecum să plec acum, deși nu am gândul ăsta, dar dacă aș pleca în topografie, evident, și nivelul salarial ar fi mult mai mare. Nu știu. Dar și nivelul costului de trai, adică să-ți iei o chirie, deja e mai scumpă ca în București. Aproape dublă dacă ești într-un oraș din Germania, da. Deci sub 800 de euro să nu te gândești că e un apartament cu două camere, trei camere, nu, poate la țară, da. Apropo, fac o paranteză, am un, mi-e și client, mi-e și colaborator, stă la Fântân pe, aici la Unirii, da? Uh-huh. Și dă într-un apartament de una, două camere, 750 de euro. De ce? Că vede fântânile și că ok, dacă iese pe geam, vede Casa Poporului și 800 de euro. Adică, da? Ai și a văzut? Venit de la o chirie, într-un stătean voluntari, pe Penazura Pipera, într-o, ca să zic așa, mini careu de case, nu știu, erau 10-15 case cu o piscina lor privată și acolo dădea 1500 pe lună de euro. Și s-a mutat aici, pe 750. Da? Păi și în romană, nu sunt chiriile în romană, în București, atât de mari și blocurile atât de vechi. Da. Din punct de vedere al constructorilor, cât mai rezistă? Dar caută zonă. Eu o trăiesc prin prisma la ceea ce fac, meseria mea. Lumea caută zonă. El nu, niciodată nu o să-și ia în calcul. Păi ok, îmi iau teren acum, îmi fac casă, mă mut cu soția, fac trei copii sau un copil, da, că trei foarte puțin mai auzi, da? De ce fac când începe școală? A, nu-i problemă, mă duc o oră dus, o oră întors. În cel mai bun caz, o oră dus, o oră întors. Da? Eu fac 25 de minute, apropo, de pe Panduri, da? Spitalul Panduri, da? Până pe Pămâinești, da? Să duc copilul la școală. Fac 25 de minute. L-a dus e bine, îi mulțumesc Dumnezeu. Dacă mă întorc la birou, că trebuie să mă întorc până în zona Cotroceni, da? Fac 45-50 de minute. Orice drum aș lua, e roșu. Și ies de acolo, am un singur drum. Ies în Iuliu Maniu, că drumul ăla mă duce drept, jos la Cotroceni am făcut dreapta și am ieșit, am ajuns la mine, la birou. Nu și fac 50 de minute. Și acum cu Podul Grand? Când am fost acum... Ne încurcă atunci când avem drum înspre sectorul 1 sau... Da. Nord, mă... Da. Te termină. Da. Deci te termină cu Podul Grand. Și acum, după părerea ta... În cât timp crezi că termină toată reabilitarea ei podului? Au estimat martie-aprilie. Pe un sens? Da, pe un sens. Păi nu poate să le umple pe amul, că îți dă seama. Cred că blochează tot orașul. Păi stau și eu și mă întreb. Dacă totuși pe celălalt sens erau două benzi, nu putea să facă o bandă dus, o bandă întors? Logic. Nu era mai bine totuși? Cred că nu are unde să-i urce. Dai jos despărțirea aia de la mijloc. Păi n-ai cum, că e tramvaiul. Și e de la cu șină de tren. Trafic aici, nu știu, n-am văzut. Bănuiesc, nu știu cum. Ar fi putut să fac. Dar tramvaiul nu mai trece pe acolo. A oprit și tramvaiul? Nu, că 41 deci, merge. Nu, deci eu am trecut pe acolo astăzi și doar un singur sens de tramvai. Păi da, da, tramvaiul se trece după șină pe alta. Cât se lucrează. Au făcut un fel de macaz cu o trecere alternativă. N-ai, dacă oprești linia lui 41, ai terminat traficul nu în zona aia, în tot orașul. Gândește, cred că, nu estimez, cred că 41, cu 41 merg 25% din populația Bucureștiului. Care merg cu transportul public. Cu merg cu 41. Gândește că leagă ce e vest? Din Ghencea, de la Ghencea. Vest e, nu? Vestul Bucureștiului? Sud-vest. Sud-vestul Bucureștiului, de nord 41. Și e o linie care are 9 km. Păi și există vreo soluție la toată problema asta metro. Cu infrastructura? Metro. Păi bun, atât. Da. N-ai văzut ce coadă la metro mereu? Păi da, mai fă încă unul. Fă cum s-a făcut la Paris, pe trei nivele. Făcute din anii 50. Da, da, știi cum e, drumul Taberei, cât am așteptat pentru el. Păi ei au scris 3 ani, s-a făcut în, cred că au,
Sunt 10 sigur. Și dacă n-ai metrou, care e soluția? Ceva mai rapid. Ce? Avion. Ce să faci? Pe ce-i putea? Eu tind să cred că mai rapid ca metrou nu-i nimic să poți să-l construiești. Că tu, de ce? Tu construiești undeva în dedesubt, nu încurci ce e pe deasupra ta. Dar dacă tu vrei să faci, zicem că faci un podul Basarab, da? Să lege sudul de nord, da? Cum torni tu dacă tu nu blochezi traficul? Cât s-au chinuit cu podul de la Ciurel? Să toarne patru pile de pod și... Care nu duce care nicăieri. Duce nicăieri. Un pod care nu duce nicăieri. Da, da, cheltui banii și au făcut banii pe păr îndărături și... Ai treaba lor, nu știu, dar da, că idee, cât era... și cât le-a luat. Nu. Singura variantă, băi, să înțesăm orașul ăsta numai de metrouri. Atunci da. Fă, frate, mai fă încă 30 de linii de metrou. Să vedem, o să-ți sară cineva în cap, ai cheltui banii pe metrou? Nu, nu o să sară nimeni. Eu unul o să... Dacă știu că ajung în 15 minute în, pe nordul lui, da, la ambasada chineză, că vreau să beau cu Tsing Tsongping ca un ceai și știu că în 15, ai nu în 15, ai în 20 de minute stă acolo cu metrou, păi nu mă mai duc cu mașină. Că poate beau și un sake cu el. Așa e și logic. Nu? Poate beau și un sake, poate el zice, păi hai să mâncăm și un sushi și așa mai departe, nu? Poate mai după aia termin și mă sună soția, iubita, prietena, un prieten. Hai mă și noi pe aici pe șoseaua Nordului mâncăm și noi o friptură. Dar se pot face aceste metrouri, da. Că din punct de vedere geodezic, bănuiesc că există niște rezervoare de apă subterane, mai ales că e o zonă. Era o zonă mănăstinoasă București înainte. Cele mai problematice sunt rețelele edilitare. Da. Ce sunt? Ce înseamnă? Țevi, apă, canal. Ah, ok, apă, da, mergi pe sub ele. Mergi pe sub ele. Păi da, forez. Mai jos. La Paris, dacă nu mă înșel, cel mai jos metrou, chiar am și mers cu el, cred că undeva în cred că 50-60, uite o să mă uit de curiozitate pe net, cred că 50-60 a început să facă, e la 45 sau 50 de metri. De se poate. Nu, știi cât cobor până la el? Te plictisești. Coborând. Cred. Cred. Da? Nu știu. 200 de trepte cobori. Bă, dar se poate. Eu 3 nivele de metrouri. Da? Stăteam, am fost în 2014-15 la un concert la Paris. Și stăteam undeva... în estul Parisului și trebuia să ajung pe Stade de France, care e în centrul orașului. Da? 19 stații de metro aveam. Și schimbam odată. 19 stații de metro. Da? Făceai 45 de minute în 19 stații. Cu schimbare de metro. De se poate. Da? Și nu era nimeni absurd. Nu țipa nimeni că merge cu metro. De ce? Da? Vorbind de infrastructură, e clar că mai avem de... De împins puțin clasa conducătoare. Avem, normal că mai avem. Cu degetul sau cu bățul. I-am văzut multe meme cu bățul. Și cu ăsta care s-a făcut acum drumul. Am înjurat noi că îl fac în 3 ani, dar o să-l faceți în 30. Mă l-au terminat în 10. Dar l-au făcut. Mai țipă cineva acum? Asta zic. Mai avem puțin de muncă la infrastructură, dar cum stă cu construcțiile? Ceea ce mi-a plăcut și vă spun... Eu nu să le am cu construcții, în schimb tot încerc de ceva timp să-mi fac un proiect, să construiesc o mică hală de depozitare. Oh. Și am început și eu să înțeleg anumite lucruri, nu ți le explică nimeni. Te uiți pe online, nu găsești pe nimeni care ți le explice cap-coadă. Și m-am lovit de atât de multe lucruri. De la arhitect ți-ai primit de curiozitate vreo informație? Ce să primesc? De la arhitect. Da, când am dat de arhitectul ăsta, ultimul, jos pălăria. Dar până acum am schimbat 4. Nu le-am dat bani sau ceva, dar le spuneam, spunem ce trebuie să fac, spunem care e contractul și care așa. Așteptam o săptămână să-mi trimit un draft de contract. Băi, înțeleg că lumea e ocupată și că există atât de mult dezvoltător imobiliar, dar vrea și o persoană fizică să-și facă o mică depozitare acolo. Nu știu dacă neapărat e ocupată. Poate valoarea proiectului tău nu era pentru ei. Da, că caută direct toată lumea mulți bani. Înțeleg, eu înțeleg și lucrul ăsta. Corect. Dar totuși, nu-ți explică nimeni nimic. Da, absolut nimic. Și chestia pe care mă jucam și eu pe online și am găsit chestia cu Ether. Aia mi se pare absolut genial. Da, dar tu nu din ai satelit? Voie să accesezi și acolo. Păi, ba da, poți. Geoportalul. Geoportalul, da. Da, dar la geoportal tu nu vezi date despre terenul respectiv. Păi scoți CF-ul, dai 20 de lei și scoți un CF. CF exact de carte funciară. Da, că tu știi o zonă, găsești după o anumită zonă și poți după aia să ți-l scoți. Da. Știi? Dar există mai mult de atâta? Da, nu toate imobilele, asta vreau să spun, nu toate imobilele cadastrate în România sunt în geoportal. Da, știu asta.
De principiu, da, cele după 2007 și mai sigur după 2014. Da, cu obligatoriu. Tot ce se lucrează acum în sistemul ăsta de cadastru, da, ești obligat să lucrezi în sistemul ăla. Și odată ce a fost pus, odată ce a fost pus acolo, nu se mai poate muta terenul, nu? În teorie. În teorie, dar în practică. Vă dau un exemplu. Spune. Sunt 5 loturi unul după altul. Ok. Unul dintre ele este jumate în stradă. Ok. Și ne apare și pe Eterea că e jumătate în stradă. Ce se întâmplă în cazul de față? Păi bănuiesc că trebuie să existe o translatare, okay, și se face acord între... Dar ăla care e în stradă, dacă le-ai lua să le muți în spate, ca să zic așa, să-l duci la limita străzii, aici ai avea unde să-l muți? Nu, că aici e un canal și aici este pădure. Adică ar trebui să-l bagi în pădure? Da. Asta e deja o speță care trebuie documentată cu actele și cu... Normal. Da, da, bănuiesc că dacă unul dintre vecini nu e de acord, nu poate să le mute, nu? Nu. Păi sunt toți de acord. Și... Da, aici e o chestie, din punctul meu de vedere, e o chestie care ori a fost o problemă de la punerea în posesie, îți dai seama, ori a fost o problemă de scriere de act, ori a fost o problemă de execuție cadastrală, ori a fost o problemă că primăria a făcut un drum peste un teren al unui proprietar, cum s-a mai întâmplat. Sunt cazuri. Și ce se întâmplă? Și în cazul de față, dacă el are jumate în drum, ce se întâmplă? Despăgubește primăria? Îl despăgubește doar dacă face expropiere. Sau dacă... Și această despăgubire este la prețul pieței sau cum se calculează? Conform grilei notarilor publice. A, și grila oricum e mult prea joasă. Abia din 2024 nu știu când se va actualiza. De la sau când a fost ultima oară actualizată. Chiar nu știu asta. Și că de la 1 ianuarie le reactualizează și reactualizează toate prețurile din zonă și automat și impozitul, că, și asta e în ordonanță, și impozitul clădirilor va crește superior. Adică gândește-te că acum să zicem că plătești 1000 de lei la o casă la țară, în zona limitrofă de București, și când se vor actualiza grilii, vei plăti 2000-2500 chiar. Uite, să mai explic o problemă care o întâlnim noi. Sunt foarte multe construcții în București, mai ales, da, care sunt făcute fără act de proprietate. Așa s-a făcut. Cum adică? Stai puțin. Nu a avut o autorizație de construire pentru ea. Anii 30, da? 20, 40. Ah, ok. Adică ceva lege cu 15 ani, 20 de ani. Adică el a avut curtea asta, moștenire de la mamaie și de la tataie, cu o casă aici, bătrânească, da? Două camere plus bucătărie. A făcut și el doi copii, poate mai are și un frate și ce zic, bă, mai facem și noi, ne mai extindem un pic, așa că trebuie să dormiți și voi, că doar nu am dormit toți în același pat. Și a mai făcut două camere și o bucătărie. A mai venit încă o rând de familii, da? Copiii copiilor. Și au mai făcut și aici încă două camere și o bucătărie. Ei au respectat. Și repet, ei au respectat tot ce înseamnă cum se construiește o casă. Respectat din punct de vedere, nu legislativ, din punct de vedere al execuției. Okay. Adică, au făcut fundație, au turnat beton, pentru că majoritatea care au făcut, ori aveau un familie de ăștia de știau să facă, ori aveau un prieten, ca al un prieten care știa să facă. La români. Da? Corect, nu e nimic. Dar au făcut, adică, n-au băgat fier de 4 în loc de fier de 8, n-au turnat beton de care se întâlnește în... Au făcut construcția așa cum trebuie. Au făcut-o cum trebuie. Asta, că au făcut-o așa cum trebuie, asta trebuie să o spună cineva avizat în domeniul ăsta, care se numește un expert în construcții, da? Special pentru... Pețe de genul ăsta care se numesc intrări în legalitate. Expertul ăsta face expertiză și spune, băi, ok, și seismic, că el îți face seismic, nu îți face pe parte de structură să-ți dea găuri, să-ți vadă fier, alea sunt niște condiții speciale, niște expertize speciale. Și spune, da mă, e făcut-o ok. Doar că, după ce primește expertiza asta, el trebuie să ducă la primărie, organul care autorizează execuția lui, da, chiar dacă e făcută fără autorizație. Și în lege scrie așa, că dacă a îndeplinit condițiile legii 50 de execuție și are o expertiză în spate, se poate emite certificat de edificare. Ok. Certificatul de edificare te ajută să înscrii această construcție în cartea funciară, implicit să iei impozit pe ea. Cu toate că majoritatea s-au dus și le-au declarat dinainte să apuce ei să-și facă acte că au construit pe dos. Și acum vine o altă problemă, care mulți nu o știu, dar n-au prevăzut-o aici, în partea cu intrarea în legalitate, pe baza expertizei tehnice, dacă respectă potul și cutul. Indiciul urbanistic. Adică procentul de ocupare al terenului pe zona respectivă și coeficientul de utilizare, adică cât poți să te înalți pe ea. Nu a prevăzut nimeni asta. Plus regim de înălțime. În legislația asta.
Și întâlnim cazuri, el a construit corect, expertiza iese perfect, dar primăria îi spune, nu pot să-ți dau. Că aici tu ai voie să ocupi terenul 35%, tu l-ai deja ocupat 60%. Atunci ce faci? Faci plan urbanistic zonal? Trebuie să faci ori plan urbanistic zonal, ori dacă nu, planul urbanistic de detalii. Încă depinde de caz. Și ce procentul are din caz? Doar că nici în cazul ăla nu știi dacă poți intra în legalitate. Dar dacă l-am pus să facă puz, puzul se întâmplă așa. Proiect. Stai un pic, proiect de arhitectură. Avize tehnice. Adică el trebuie să facă un fel de autorizație de construire. Da? Puzul ăsta, ca să poată să-și ia una, puzul de fapt este un aviz că tu poți să intri în legalitate cu ceva deja ce ai construit. Ca idee mai corect. Simplu ca să se înțeleagă. Puzul ăsta poate să dureze, vorba ta. 2 ani, 3 ani, 4 ani, depinde. Da? De exemplu, pe sectorul 1 sunt blocate toate puzurile de când a venit doamna Clotild. La un an după ce a venit însă și după ce a venit și domnul Nicușor. Pentru că sunt foarte multe scandaluri că nu se mai poate construi pe zona de sectorul 1. Vorbim pe zona de sectorul 1 unde se fac case. Deci fără să-și facă unul, un parter cu etaj sau un parter cu o mansardă. Nimic spectacol. Ok, avioane, ce vor unii să facă, pe, cum există, pe plus 23, da? Pe plus 28. Da? No, deci doar o casă normală de om. O casă, nu. O locuință unifamiliară. Am avut acum, când am fost la Sineștela, Sisești. Gheorghe Ionescu, Sisești. Luni, marți, că ai fost tu la trasare. Da? Zis, nu pot să-mi fac casă în curând acum. Dar măcar îmi îngrădesc terenul, că să nu vină vecinul, poate și toarne vreo fundație la mișto. Și care ar fi o soluție la toate lucrurile astea? Schimbarea odată a potului și a cutului. Da? Cât e standard? Pentru că în ultimii, nu știu când a fost ultima oară reglementat la nivel de București și actualizat tot puzul Bucureștiului, da? Ci că s-ar lucra la așa ceva, da? Nu știu cum se va actualiza, dar părerea mea că ar trebui să se facă o... Nu știu cum să numesc, un studiu în piață la ce s-a construit și ce a cerut piața în ăștia ultimii 20 de ani. Și să faci potul și cutul față de ce s-a cerut în ăștia, s-a executat în ultimii 20 de ani. Nu-l faci cum vrei tu, cu ok, l-ai deranjat pe vecinul și că te-ai lipit de gardul vecinului. Ok, pune-l cu vecinul să ia o declarație între aia că e de acord. Când și-a făcut-o, vecinul nu s-au să-i facă reclamații. El dacă n-a primit reclamații în ultimii 3 ani, el nu mai e pasibil de amendă. De obicei, da? Care e maximul procent de ocupare teritorială? Eu am văzut în București 100%. 100%? Da. Extraordinar. Și mediul rural de obicei 30%? 30-35. Da. Extraordinar. Nu știu foarte multe detalii, că nu e un, un subiect de care... Eu sunt dezvoltator imobiliar și vreau să-mi fac un bloc. Nu am vreo legislație prin care mă pune să am parcări, să am spații verzi, să am toate astea. Păi, dar ai și soluții să nu le faci. Deci nu se respectă. Nu în totalitate. Nu ai soluții să nu le faci sau să nu le faci pe toate. Ai soluții legislative. Poți să găsești breșe în lege. Dacă ești un pic isteț sau dacă ai niște arhitecți isteți. Depinde cine ești, cumpărătorul sau dezvoltatorul. Nu, da, din punct de vedere al binelui tuturor, al arhitecturii orașului. Vrei să-ți dau mai un exemplu foarte interesant? Bloc P plus 2. Da. P plus 3, hai să zic. Da. Cu parcări modale, da, Claus? Ce înseamnă scări modale? Modale Claus înseamnă că pe o parcare de asta poate să intre două mașini, unele de tonaj mai mare, unele de tonaj mai mic, adică mașini autoturism gen Dacia Logan, sau pe altele poate să intre un Jeep, nu știu, un SUV. Și merg pus, da? Suprapus mașinile. Una peste alta, da? Acum... T-a gândit vreodată cineva dacă el le pune așa, ăsta de mijloc cum intră? Lui și așa i-a aprobat, cum l-am desenat eu aici, una lângă altă. Cum intră ăla de mijloc? Greu. Lui le-a aprobat că, ok, câte trebuie locuri de parcare de să faci? 16. Păi am 2, 4, 6, aici pot să pun 2, 4, 6, am 12 și mai pune. Dacă i-a aprobat, se poate întoarce să nu mai aprobe sau? Păi tot autorizați. Wow. Cum parchezi? Tu ca și viitor cumpărător, cumperi locul. Pașca îl mai cumperi. Da, mai dai și vreo 10-15.000 de euro pe loc. Nu, am văzut că au început să mai lase la preț la locurile de parcare. Nu mai, știi? Îmi cerut eu de curiozitate o ofertă de preț la un apartament pe șoseaua Panduri, da?
Șoseaua Pandurii intersecție cu 13 septembrie. Uh-huh. Da? Se face acum un bloc nou pe plus 10, pe plus 12 și încă o zonă a lui pe plus 6. Două camere cu loc de parcare inclus, 180.000 de euro fără TV. Dar ce se întâmplă mai cu piața imobiliară? Nu știu, a luat o raznă total. Total. Deci, a luat o raznă, dar nu, în ritmul ăsta sunt sigur că începe criza. Deci începe criza la modul cel mai serios pentru că sunt foarte mulți dezvoltatori. Eu tind să cred că dacă nenea ăsta care, de care ziceam acum că mi-a dat oferta nu vinde până la anul pe vremea asta tot blocul, o să le vândă la jumătate de preț. A, sunt sigur de asta. Păi la anul sunt sigur și eu că vor scădea toate prețurile. Pentru că nu sunt atât de mulți cumpărători și nu atât de mulți bani în piață, de fapt. Dacă existau cumpărători în trecut, mulți l-au prin credit. Dar la cât a ajuns inflația? Cât a scăzut rata de, în primul rând, de solicitarea creditelor, da, da, plus că a crescut foarte mult respingerea dosarelor de credit. Da, pentru că oamenii nu se mai încadrează. Deci, până trebuie să ai până 40% din ce știu, din venituri. Nu mai știu dacă mai e 40. S-a mai mișorat acum. Nu știu dacă mai e 40. Cred că e 35 dacă nu mă înșel la ultima dată. Cred, nu mai știu, nu știu, nu vreau să vorbesc. Cred că e în funcție de bancă, nici eu nu. Știi? Posibil. Nu, dar mi se pare că e reglementată de BNR, gradul de îndatorare. Și asta e o problemă. Asta noi maxim 60. Păi știu, dar uite, și asta e o problemă foarte mare, că oamenii în loc să meargă la niște bănci mari, preferă să se ducă la IFN-uri, instituturi financiare non-bancare, unde există un procent mai mare de dobândă. Automat oamenii te execută la modul cel mai serios. Și dacă nici acolo nu reușesc, se duc la cămătari. Pentru că e nevoie de bani. Ceea ce nu e un lucru bun. Adică, din nou, măsurile fiscale, vorbeam la început de măsurile fiscale. Măsurile fiscale o să distrugă tot ce înseamnă economie, va fi un abis de evaziune fiscală și absolut totul va trece pe economie neagră. Și vor avea de suferit tot oamenii. Când nu vor avea bani, se vor împrumuta pe aici pe acolo și după aceea un cap. Nu, o să scadă. Oricum, cererea din piață e sufocată. Deci dacă vrei să îți cauți acum, de curiozitate, uite, dă un search pe Google. Apartament, două camere, zona Unirii. Îți bubuie telefonul de câte poți să găsești. Pe dacă toată lumea vinde, toată lumea vrea bani. Vrea să vândă, bani. Da, la 100. Dar cât e un apartament, de exemplu, în zona centrală, două camere? Păi, depinde centrală care mă refer, Unirii. Așa. Asta vreau să întreb, depinde care zona Unirii? Centrală, pentru că acum... Unirii e esplanada, adică cum stai la Unirii deasupra la toate ministerele, de vezi Casa Poporului, ce știu la piața Constituției, că acolo se cere momentan, nu știu dacă e și preț real, nu cred că iei sub 250.000 ceva. Nu cred. Nu cred că te... Și o să... garsonieră câte 100 ceva de mii? Există garsonieră. În spatele blocului, pe blocuri mai vechi sau în blocuri... În căsuțe de-alea, pe plus 1, pe plus 3, ceva de genul. Astea se făcutea cu 50-60 de ani, 70 de ani. Da? Dar în blocurile astea, de, sunt gen la frontul stradal, sub 250 de mii, nu cred că e nimic. Nu cred. Păi dacă e o chirie, 750 de euro acolo. Știi cum se calculează de curiozitate o rată de amortizare a unei chirii? Unul supra, nu știu cât din timp. Chiria, da, trebuie să o mulțești cu numărul de luni echivalent cu maxim 18 ani. Da, și trebuie să-i calculi și taxele. Nu, chiria, că tu e chiria. Ai plătit taxele. Ai de plătit. Asta e, păi. Și dacă stai cu apartamentul neînchiriat, oricum plătești taxele. Dar tu nu poți să faci o previziune, fiindcă tot se schimbă taxele în continuu. Nu, las-o așa, nu. Taxele e taxele, asta ți-asumi. 10% păi da, dar ce faci la 750 de euro? Mai spui lui ăla, păi vezi că am 750 de euro rata, dar mai am 10% impozit la stat. Mai spun 10%. Nu merge, că nu mai închiriază. Da. Atunci pune la 800, dar la 875 nu mai poți să mai nu se mai poți să l închiriezi. Nu, zic eu cum se face. Orice ora 18 în contract și e bine pentru toată lumea și restul. Ai altceva. Și nu. Dacă nu ți dă 2 luni, începe tot ce înseamnă evaziune fiscală. Și dacă nu ți dă 2 luni, cum îi recuperezi? Îl dai afară? Păi cum să-l dai afară? Chiar dacă el, deci chiar dacă el e registrat cu contract, nu poți să-l dai afară. Oameni buni, dacă e pe perioada iernii, legislația scrie clar. Nu ai cum să-i dai kicks. Se recuperezi nu, banii nu, cum, da. Ok. Ăia 200, păi da, ăia care zici tu că e pe cu 400 pe contract și restul în, pe dreapta, cum îl, dacă nu ți-a dat 3 luni, ce-i face? Păi, uite, chestia asta... Chiar îți dă astea 400. Uite, domnule, am un contract, tot îi dau. Da. Ce vă să-i faci? Păi ce să-i faci, în schimb. El tot își acumulează un munte de bani.
Dar ce se întâmplă când nu mai poți plăti cash de la 1 noiembrie? Ai un limit. Înțeles că vor să bagi de aia cu maxim 2000 de lei. Da, aia e. Acum cu 5000 și o să bagi cu 2000. Pe persoane fizice. Pe persoane fizice. Și la firme nu poți să încasezi de la alte firme cash 5000 de lei, ceva de genul. Trebuie să scade la 5000? Maxim 5000. Da. Maxim 5000. Nu, e 10000. Acum e 10000. Va fi 5000. Va fi 5000. Deci între persoana juridică cu persoana juridică și persoana juridică cu persoana fizică va fi tot în jur de 5000 sau 2000. Okay. Adică, degeaba, deci aici au gândit-o bine. Degeaba faci un tag mare de bani dacă nu ai cum să cheltui. Logic? Deci îți dau în fiecare zi câte 2000 de lei. Păi nu, nu poți să-i cheltui prin cash, prin numerar. Ei vor să facă și altceva, care nu cred că aș citit. Nu ai voie să faci nici plăți zilnice către același persoană. Ah, da, știu. Ai maxim, deci ai, cum era? 3, 5, ceva genul. 1000 de lei pe plată, dar nu mai mult de 2000 de lei pe zi. Dacă eu am un furnizor, nu e cazul în domeniul nostru, dar mă gândesc în alte domenii, unde fac o comandă la 9 dimineața, la ora 12 mai adunci, cumpăr niște produse care costă câteva mii de lei, da? Și trebuie să îi le plătesc, că mi-aduce produsul. Ce fac? Nu poți. Dacă... Cu cardul, cu POS-ul. Da. Cu POS-ul. Deci am luat la bancă, bag banii... Știi ce ne-au luat în calcul? Poate eu încasez foarte mult numerar. Deci în primul rând ne-au luat... Care să meargă de la serviciu da. La societate, să meargă la bancă, cu exact. Să pună banii. Exact. Și gândește-te că cei mai afectați vor fi cei din mediul rural. Zici tu că Țața Maria, din ultimul sat din satul mare, are ea POS, are ea bani și nu știu ce. Apropo, stai că ai uitat. Toate magazinele din România, care desfășoară activitate comercială, da, sau vânzare cu amănuntul, sunt obligate, conform legii, să aibă POS. Da, așa e. Și hai să spun altă chestie. Client de-al nostru care are un magazin ăsta micuț de butic, vinde țigări. 21 de lei pachetul. Îți dau un exemplu. De exemplu, da, de. Nu contează, 21 de lei. El la 21 de lei câștigă un leu. Sau dacă câștigă un leu. Faptul că el a încasat prin POS, banca îi ia lui comision, fii atent, comision mai mare... Decât are el profit la pachetul de țigări. Taxează la 21 de lei. Și știi ce face? Nu merge POS. Nu merge POS. Nu merge, domne. Păi dacă l-ai încărcat, normal că nu o să meargă. Nu, păi dacă l-am băgat la... Că la telefon. Păi nu merge telefon. Al doilea lucru pe care îl afectează este tot ce înseamnă construcții. Deci voi îmi spuneți mie că oamenii aia care vin în construcții, sunt foarte mulți care vin din mediul rural. Foarte mulți care sunt învățați cu cash-ul. Vorbim aici de românești de salahori. Nu-mi zic tu mie că îi faci lui transfer bancar și îl faci cu contract de muncă și stai tu să-l plătești. Nu, omul să vrea cash. Face asta. Și hai să zici că eu fac. Hai să zici că poate antreprenorii sau dezvoltatorii imobiliari o să găsească o soluție de compromis, că până la urmă nu cred că își vor permite să piardă angajații sau oamenii ăștia care muncesc cei mai mult într-un șantier. Fierarii, dulgherii, sunt salahori, că ăștia sunt, de ce să nu le spunem pe nume, da? Și o să facă altceva, o să le facă carduri, că asta e, o să zic, bă, lasă-i, le fac carduri, că n-am altă variantă, da? O să le facă carduri, dar spun eu, oamenii ăștia, fiind obișnuiți de 20-30 de ani, nu știu că după ce au luat salariu, îi scoate pe toți după card, nu se scoate cât are nevoie. Dar totuși, cine să beneficieze de toată chestia asta? Băncile! Păi da, bani. Ok, da. Păi de ce crezi, apropo, de ce crezi că băncile aici, ai auzit pe cineva să iasă din partea băncilor când s-a vorbit de impozitul pe, de 1% pe cifra? Ai auzit din partea? Păi nu, pentru că concomitent cu asta, ce au făcut? Dai seama, au fost discuții la nivel înalt. Bă, e cam mult 1%, că într-adevăr noi nu prea facem profit în rom, dar cifră avem mult. Nu știu să spun. Facem așa, ca să fie bine și pentru noi și pentru voi. Uite, îi limităm la 1000 de lei pe cetățeni să cheltuie, să-și dea bani între ei și ei câștigă mai mult de 1% cât ar trebui să plătească. Și dacă fac și cu băncile, cum a făcut domnul prim-ministru Ciolacu, cum a făcut compania Coca-Cola Company, da? Un gentleman agreement, adică gentleman agreement pe banii noștri. Adică, hai că-ți iau ăia 1% ca să vadă prostul, cetățean. Pus cum am spus prostul, cetățeanul. Cum se referi ei? Nu, că așa se referă, probabil, când vorbesc între ei. Ca să vadă prostul că am luat banii și îți dăm înapoi cu, ca ajutor de stat pentru investiții sau pentru ce au spus ei că va fi.
Referitor la construcții și la legi, ai încercat vreodată sau ați încercat să luați legătura cu deputatul sau cu senatorul din circunscripția voastră acolo unde v-a solicitat votul și când ați mers la vot? Puțin oameni fac asta. Nu am încercat. Eu sunt unul din nebunii aia care a încercat. Am de zi, cred că în 2 sau 3 mandate. Deci de la ce partid? Nu știu de la ce partid era. Că odată a fost de la PNL, îți spun sigur, și altă dată cred că a fost PSD, fiind în București sectorul. Și ai încercat să-i legătura și nimeni nu răspunde. Nu, că îți răspunde la un moment dat cineva acolo. Secretar. Trimiteți pe adresa de mail, da, reveniți săptămâna viitoare. Deci în 8 ani, nu spun 12, 2 mandate. În 8 ani de zile nu am reușit să iau legătura cu deputatul sau cu senatorul care a venit să-mi ceară mie votul în campanie, de-mi împlea cutia poștală cu pliante și plicuri și alte flyere electorale. Nu am reușit în 8 ani. Și asta e o problemă. Și ce am rămas eu uimit, era o știre, sunt câțiva ani de zile, se întâmpla în Marea Britanie. Acolo vreau să fac o comparație între clasa noastră politică, pe scurt. Cred că era un fel de un ministru sau un secretar de stat, oricum, un om cu rang înalt în guvernul Marii Britanii. Și la o emisiune televizată, el era ministru sau secretar de stat pe probleme sociale. Și într-o emisiune televizată a spus că a venit la el la cabinet, a venit o problemă socială, a venit o femeie. Pentru faptul că a spus că a venit o femeie și nu a spus că a venit o doamnă sau un cetățean, cei din partid l-au obligat, mă rog, i-au pus în vedere să-și dea demisie. Și ce crezi? Și a dat demisie în ziua respectivă. Când vom ajunge și noi acolo cu clasa politică, sau aproape de modelul ăsta de comportament, nu mai avem o șansă. Sau când vei reuși tu ca simplu cetățean, nu spun într-o zi, dar într-o săptămână, după 2 telefoane și 2 e-mail-uri, să reușești să iei legătura cu, nu direct cu senatorul sau deputatul, că e ocupat și nu are timp, dar cu consilierul, că fiecare are câte 3-4 consilieri pe care îi plătește. Tot din banii statului. Da, au buget. Din banii noștri. Asta e legea, au buget, nu e problemă. Dar când vei reuși să iei legătura cu un consilier, să zic, domne, când mă programează? Dom'le, păi în decembrie pe 8, vin în decembrie pe 8, atunci. Dar să știu odată, că pot să am și eu 5 minute, odată la 4 ani. Poate am ceva important să spun. Și unele poate chiar sunt importante și poate chiar mă pricep și eu pe domeniul meu. Atât timp cât 33% din populația României a ieșit la vot în 2020, 33% care de obicei sunt cumpărați, că pe la ministerul nu știu care, că sunt cumpărați cu un litru de ulei, un kilogram de făină și așa mai departe, și restul nu se implică, normal că se întâmplă asta. Uite, eu sunt unul dintre cei care acum... Din cei 0,001% care se mai informează. Cei 60 și cât mai rămân, 67? 67, da. Probabil 66. Da, ieși la vot? Mai sunt niște persoane care nu au drept de vot, pentru că au interdicți. Eu sunt unul dintre cei care mă interesează de viața politică și de sistemul de guvernare din România, dar care nu voi merge la vot pentru că n-am pe cine să votez. Păi da, și să fii atent. Nu, deci nu mai, asta nu mai accept că... Asta n-am să înțeleg niciodată, boicotul votului. Ba da. Băi, dacă nu mă duc la vot, înseamnă că oricum îl votează ăla care oricum îl vota deja. Deci eu, prin faptul că nu mă duc la vot, doar îi ofer mai multe șanse lui care nu trebuie să iasă, care ocupă mai mulți oameni. Nu, asta logic? Nu. Ar trebui să înțeleagă cei care câștigă când se bucură ei, că avem 48% sau indiferent ce procent, mă, tu ai 48% din cei 33% cu drept de vot care s-au prezentat vreo 3 milioane, maxim 2 jumate de români. Crezi că îi pasă? Păi pasă noi ar trebui să facem ceva, să înțeleagă că mai sunt 66% de 66% din cetățenii României care pe noi nu ne interesează de voi, dar nu că nu ne interesează de țară. Pentru ce? Asta e o meschinărie. Pentru ce să merg să votez? Meschinărie, masochism. Pentru ce să merg să votez când știu că îmi face rău, indiferent că votez cu PSD-ul galben sau PSD-ul roșu, că eu așa le spun. Oamenii așa ca tine, care se gândesc că nu putem face nimic și așa mai departe, de ce nu ți iei tu inima în dinți? Am fost acolo. Am fost la un partid politic. Te duci, da? Am făcut când era la început, un partid, unul dintre cele primele 4-5 din România acum. Am fost acolo și făceam muncă patriotică, cum era acum 12 ani sau când se întâmpla. Cu pliante, cu dalea, du-te, dai acolo, luați o apă și un sandwich. Aia nu-i muncă politică și... Ei, și după un proces din ăsta de 4 ani, când, da, încerci să te gândești că poate ai și tu vreo șansă să
să fii ceva pe acolo cât de mic sau să ai o șansă, să ai măcar să ți se permită să te gândești că poate peste 4 ani, 8 ani, poate vei fi pe listă. Al 20-lea, nu contează, dar voi fi. Și măcar lucrul ăsta l-am apreciat. La o întâlnire atunci, după ce s-a terminat procesul electoral, au ieșit bine, o sală unde eram mai mulți simpatizanți și membri care făcuseră muncă pentru partid, a venit un domn proaspăt deputat, dar bine că a venit și aici, da, aici am apreciat sinceritatea. Așa, să nu credeți că vreunul dintre voi care a muncit atât pentru mine, că veți ajunge vreodată să fiți pe vreo listă de partid, fie și de consilier la sectorul, un sector din București sau la o comună limitrofă, da? A spus o verde în față. Dar știi de ce? Pentru că în România nu se mai promovează meritocrația. Se promovează doar banul. Am văzut acum scandalurile cu diferite partide politice, cum iau bani ca să-i pună pe liste. Păi normal, mă, fraților. Dar asta nu e ceva nou. Păi nu, nu ceva nou. Și în anii 90. Păi nu ceva nou. Dar atâta timp cât se întâmplă lucrul ăsta, nu se rezolvă nimic. Păi mie mi-ajunge să fie unul deputat sau să fie unul într-o funcție publică, o persoană care a dat niște bani ca să fie pe funcția aia, că el își face calculul și recuperează și nu are nicio treabă cu domeniul ăla. Vezi, asta e lipsa de meritocrație. Dacă am un om calificat, de ce să nu promovez pe ăla? Lasă bani la o parte, dar promovează-l pe ăla, pentru că ăla poate să facă bine pentru țară. Lumea nu mai gândește din perspectivă socială. Că hai să ne gândim la toată lumea, hai să ne gândim la toți românii, la colegul meu, la angajatul meu, la orice. Nu, am gândit numai pentru mine. Asta e greșeală. E o lipsă acută de unitate. Ar fi o posibilitate. Uite, stăteam acum, mă uitam la voi cum vorbeați de chestia asta cu votul și el e împotrivă să se mai ducă. Tu îi spui că nu e bine, că îi dai mai multe șanse lui ăla care n-ar trebui să iasă. Ar fi o posibilitate să se facă o lege. Întrebi. Mie de obicei îmi plăi să pun întrebări tâmpite. Știi? Dar mai bine le pun, că știu eu că le-am pus, decât să nu dorm bine la noapte, știi? Facem o lege pe electorală și unde e așa. Orice persoană vine și votează cu dovada buletinului că a fost la vot, primește 10% discount la impozitul pe vânt. Bună chestie. O lună? Cât? Ce perioadă? O lună, 3 zile. Nu, un an. Nu, o lună, nu știu. An, că nu sunt mulți bani la impozitul pe venit. Da. Sau la impozitul care îl datorează statului, la impozitul pe... Ce are? Trebuie să aibă, da, și el ceva până. Să vezi cum iese lumea la vot. Bună chestie. Mai punem o opțiune, cum cred că era în Franța. Sper să nu greșesc, dacă greșesc îmi fac mea culpa. Dar cred că era în Franța, unde mai e o opțiune, niciunul dintre aceștia. A, și asta e, da, e corect. Adică nu vreau să mă duc să fac măscări pe buletin, să pun 10 ștampile. Mai dă-mi o opțiune. Să vadă că urchează cu 70% niciunul dintre aceștia. Asta e opțiunea noastră. Da, tu, asta nu înțelegi. Tu crezi că lor le pasă? Deci tu... Păi știu că nu le pasă, dar măcar tu trebuie să faci ceva, să arăți și tu. Dar că... fiindcă noi nu mergem la vot, nu facem decât ca aia care sunt cumpărați deja să meargă la vot și ei să-și ducă mai departe principiul lor de a distruge tot ce înseamnă România. Și dacă va fi prezența de 78% în următoarele alegeri, ca partide noi nu mai au cum să apară. Și nici prea mulți candidați. Au apărut foarte multe partide noi. Nu, partide noi care să aibă vreo șansă reală. Mai mult de 8 nu sunt. Care să aibă șansă să intre în Parlamentul României, mai mult de 8 nu există. Dar nu vor fi 8. Vor fi 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4, 5 maxim, da. 5 vor fi. Că UDMR-ul e veșnic acolo. El are locul lui. Și dacă sunt 30%, și dacă sunt 70%, dacă este prezența de 70%, ei tot au fac. 5, 8, 6, 2, nu știu cum, dar fac. Se votează la Craiova, la Băilești, nu-i problemă, unde era. Da, se rezolvă. Nu e asta problema, că intră UDMR-ul cu 5%. Nu, să nu fim, nu cred. Ca Eli Veșnic acolo. Și nu reprezintă deloc lucrurile bune. Ok. Vă mulțumesc că ați fost prezenți la acest podcast. Și noi îți mulțumim. Mi-a făcut plăcere să stăm la niște povești, uite, unele și de politică, și de infrastructură, și de construcție, și așa mai departe. Și tuturor le urez o seară, o după-amiază sau o dimineață plăcută în funcție de când se uită la acest podcast. La revedere!